Luptătorii de la Clubul Sportiv Școlar Zalău au fost la înălțime în cadrul competiției organizate în memoria celui care a fost Bălănean Kelement, primul antrenor al secției de lupte a Clubului Zălăuan. Bălănean Kelement și-a început activitatea de antrenor la CSS Zalău încă de la înființare, din 1978, și a activat la club până în 1987. Colaborarea dintre regretatul Bălănean Kelement și CSS Zalău s-a reluat pentru o scurtă perioadă de timp în anul școlar 1994-1995, când acesta s-a retras din activitatea de performanță. Organizată cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sălaj, competiția a adunat la startul întrecerilor aproximativ 100 de sportivi din județele Cluj, Hunedoara, Satu Mare și Sălaj. Județul Cluj a fost reprezentat de două cluburi, din municipiul Cluj-Napoca și Gherla, iar spre surprinderea celor prezenți la competiție, județul Sălaj a fost reprezentat doar de sportivii de la CSS Zalău, care au dominat competiția, atât în întrecerile individuale, cât și în întrecerea pe echipe. Cu 9 locuri 1, 3 locuri 2 și 2 locuri 3, secția de lupte a Clubului Sportiv Școlar Zalău a câștigat întrecerea pe echipe spre satisfacția celor 3 antrenori zălăuani, Ioan Călian, Ioan Pantea și George Panc. Pe locul secund în întrecerea pe echipe s-a clasat echipa Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, iar pe locul al treilea echipa Clubului Sportiv Școlar Hunedoara. La finalul întrecerilor, primii 3 clasați la fiecare categorie au primit din partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sălaj medalii și diplome, iar în întrecerea pe echipe, cupe și diplome.